Consiliul Național al Audiovizualului face apel către radiodifuzori să propună teme europene pentru dezbaterile de dinainte alegerilor europarlamentare. Potrivit șefului CNA, Răzvan Popescu, posturile de radio și de televiziune ar putea dezbate astfel de teme folosindu-se de experiențele românilor care muncesc de multă vreme în țări ale Uniunii Europene. CNA vrea ca participanții la alegerile europarlamentare să beneficieze de condiții echitabile pentru promovarea mesajelor. O idee de bază este de a asigura condiții egale tuturor participanților, de a face în așa fel încât de câte ori apar acuzații, se spun la adresa unui candidat sau altul, acesta să poată să-și spună punctul de vedere, să poată să se apere în aceleași condiții în care a fost acuzat. În ultima instanță se poate beneficia de drept la replică. Președintele CNA, Răzvan Popescu, a tras atenția asupra necesității informării publicului, în condițiile în care este prima dată când în România se organizează alegeri pentru Parlamentul European. Încercăm să obținem din aproape în aproape un electorat informat și care să fie atras la urne, pentru că este prima dată că avem alegeri europarlamentare în România. Și în acest sens încercăm să învățăm din experiența unor oameni care au trecut deja prin aceste alegeri, țări vecine cu noi. CNA a organizat conferința mass media și alegerile europarlamentare pentru a atrage electoratul la urne pe 25 noiembrie. Consiliul Național al Audiovizualului vrea ca participanții la alegerile europarlamentare să beneficieze de condiții egale în promovarea mesajelor pe radio și TV. De asemenea, președintele CNA, Răzvan Popescu, a explicat că până la alegeri Parlamentul ar putea aproba modificările în legea audiovizualului, ceea ce ar implica și publicități electorale cu plată. La conferința Mass Media și alegerile europarlamentare, Răzvan Popescu a atras atenția asupra necesității informării publicului, în condițiile în care este prima dată când se organizează astfel de alegeri în România. Conferința națională pe tema alegerilor europarlamentare va continua și mâine, iar la sfârșitul ei, CNA va face recomandări pentru posturile de televiziune și radio.